Clubul Steaua București și-a premiat luni cei mai buni sportivi din 2020. Într-un an atipic și extrem de dificil, evenimentul a fost și el cu totul altfel. Organizat în fața tribunei VIP a noului stadion Steaua, evenimentul a fost onorat de prezența domnului Marius Bălu, secretar de stat și șef al Departamentului pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului din cadrul MABN, a domnului Mădălin Hâncu, președintele clubului Steaua, dar și a câtorva actuali și foști mari sportivi din Ghencea. La seniori, cea mai bună sportivă a clubului Steaua București în anul 2020 este canotoarea Simona Radiș, urmată în clasament de Ciprian Tudosă, canotaj, și Andreea Chițu, judo. Bună tuturor! Aș dori să mulțumesc clubului pentru susținerea acordată și pentru faptul că anul acesta am făcut parte dintre cei mai buni sportivi ai clubului și ai secției. Anul acesta am reușit să obțin medalia de aur la campionatul european. Țin să mulțumesc foarte mult clubului pentru toată susținerea. La categoria tineret, podiumul este alcătuit în totalitate din sportivi de la secția de canotaj, Magdalena Maria Rusu, Mugurel Semciuc și Gianina Juncanariu. Vreau să mulțumesc pentru premiile acordați și noi toți sportivii din cadrul clubului Steaua din secția de canotaj, vă mulțumim pentru susținerea acordată și eu vă doresc sărbători fericite și un an nou cât mai bun. Bună ziua, mă numesc Semciuc Mugurel și prin acest clip aș dori să mulțumesc clubului CSA Steaua București pentru susținerea acordată în acest an. Chiar dacă sunt component al lotului olimpic, mereu m-am mândrit cu clubul de la care aparțin și pe care le prezint, încercând alături de colegii mei să-l menținem în top. În clasamentul juniorilor clubului Roșalbastru, pe locul întâi s-a clasat Lavinia Ionescu, sambo, urmată de Gabriel Burtanete, gimnastică, și Ana Romanțov, box. Ce reprezintă pentru tine acest premiu de azi? La o răsplată muncile puse în acest an. O onoare și o mândrie din partea clubului că au fost alături de mine și m-au susținut. Am muncit foarte mult ca să ajung aici, mă așteptam să fie puțin mai bine. Îmi pare rău că am fost puțin încăpățânată și nu l-am ascultat pe tatăl meu și nu am făcut ce trebuia în finală, dar sperăm să ne întâlnim cu sportiva aceea la senior, la tinere și să ne luăm revanșa. Cea mai bună echipă a clubului Steaua București în 2020 este formația de polo feminin, câștigătoarea cupei și campionatului național și medaliată cu bronz la Danube Cup. Acest premiu este cea mai mare mândrie pe care am putut să o aducem clubului în anul 2020, un an greu de altfel. Suntem mulțumite, suntem conștiente că se poate mai mult și o să luptăm în continuare să ajungem la cel mai înalt nivel.